puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, preacuvioase Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi,
bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Thank you.
și iar în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Seigneur, Seigneur, regarde Dieu du ciel et vois, et visite cette vigne que ta droite a plantée, et fortifie-la. Duhului tău cântă.
Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune! Din faptele Sfinților Apostoli citire, să luăm aminte. În zilele acelea, Petru trecând pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Și acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de 8 ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Și Petru i-a zis, Enea, te vindecă Iisus Hristos, ridică-te și strânge sfatul, și-ndată s-a ridicat. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au și întors la Domnul. Iar în Iop era uceniță cu numele Tavita, care tâlcuindu-se se zicea căprioară. Aceasta era plină de fapte bune și de milostenile pe care le făcea. Și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit. Și scăldându-o au pus în camera de sus și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii auzind că Petru este în Lida, au trimis pe doi bărbați la el rugându-l, nu pregeta să vii până la noi. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea căprioara pe când era cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat. Și întorcându-se către trup a zis, Tavita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și văzând pe Petru așezut și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și chemând pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie. Și s-a făcut cunoscut aceasta în întreaga Iope și mulți au crezut. Ție, sfințite cititorule, și Duhului tău. Sfântului slăvitului și întru toți lăudatului apostol și evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor!
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se bucura din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus: voiești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul: Doamne, nu am pe nimeni ca să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este iertat să iei patul. El le-a răspuns: cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia-ți patul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos. Pace ție, binevestitorule! Doamne, miluiește!
conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Diacon, monac și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri. Ne rugăm la pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt local și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Pentru toți ziditorii și lucrătorii care sustenesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Greșit și fără de lege am făcut și pentru aceasta mânia Ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, și umbra morții ne-am presurat și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către Tine, Dumnezeul nostru, în durerea noastră, cu umilință strigăm, fie-ți milă de poporul Tău și nu-l pierde de tot. Cu umilință ne rugăm Ție, caută cu milostivire, Doamne, spre pătimirea poporului Tău și Te milostivește. Și poruncește Îngerului Celui ce și-a întins mâna ca să nu ne piardă pe noi, pe toți, precum ai poruncit-o odinioară în zilele lui David să înceteze, să-și oprească și acum mâna sa ca să nu ne piardă de tot. Că și noi, mărturisindu-ne într-o pocăință ca David, strigăm Ție, am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici nici de milostivirea Ta, dar Tu ca un îndurat, fiind îmblânzit de însăși milostivirea Ta, arată milele Tale cele de demult și ferește poporul și oile turmei Tale, rugăm-ne Ție, de grabă auzi-ne și ne miluiește. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune,
totdeauna fiind păziți, ție mărire să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Totuși, pentru iubirea ta, Doamne, cea negrăită și împărată, părputare, părăstupare, te-ai făcut om. Și arhereul nostru, Iisus Hristos, se prea toate în dolorul Sfânt, de scurgă aceste cerșuri, scurge și vârși de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, să stăpânești pe cele cerești și pe cele pământești. Cel ce șezi pe tronul, te rog, vină și Domnul, să rafim și împărat pe Israel, să te scurgești, să te scurgești, să te gândești. Deci pe Tine te rog, cel ce sigur ești bun și iubitor, caute,
Patru și în altă Sfântului Domnului, diaconiile voastre să le pomenească cu Episcopul Parisului și al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe înalt preasfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri episcopi, preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monah și monahii, și pe toți frații noștri cei întru Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, dinpreună cu conducătorii lui, pe mai mari orașelor și ai satelor și armata țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Arhieria voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe adormit
slăviți într-o fericire patriarhi a României, Miron, Nicodin, Iustinian, Iusin și Teotism, pe mitropoliția Ardealului adormiți într-o Domnul, Miron, Ioan, Nicolae, Nicolae și Antonie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiție și pururea pomeniți, ctitorii sfinte catedrale acestea, pe alți ctitori miritori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, ostași, eroi și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Adormiți dintr-o neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați și surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Ce-o cu bun timp. Și al Fiului și al Sfântului Duh, legământ. Eu, diacon Popa Nicujor, în vârstă de 34 de ani, fiul lui Vasile și Maria din localitatea Viișoara, județul Vaslui, rânduit să fiu hirotonit preot pentru biserica cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din parohia Fântânele Protopopiatul Săliște. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu în al preasfințitului meu părinte doctor Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și înaintea celor de față următoarele. 1. Studiile teologice și pregătirea duhovnicească le-am urmat la seminarul liceal Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur din Huș și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna a Universității Lucian Blaga din Sibiu, unde am învățat adevărurile de credință ortodoxă și preceptele morale bazate pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Tot aici am învățat predania slujbelor și a canoanelor bisericii, după care mi-am condus viața mea de creștin până acum și voi călăuzi și pe alții spre mântuirea sufletească a credincioșilor care îmi vor fi încredințați. Sunt la prima căsătorie și cununie, după pravilele bisericești și legile țării, cu Mitrofan Mihaela, fiica lui Panainte și Cliuța,
din Comuna Șuleta, județul Vaslui, din credință ortodoxă, care este și ea la prima căsătorie și cununie. Încă mai înainte de căsătorie i-am făcut cunoscut că eu doresc să devin slujitor al Sfântului Altar și că această misiune impune o viață de model pentru alții și deci este obligată și ea să trăiască o viață sfântă ca soție de preot spre folosul sufletului ei, devenind pentru mine ajutorul necesar în primirii lucrării duhovnicești, cum prevăd Sfintele Canoane. Conform acestor canoane, ea se obligă să fie model de soție, ajutătoare în toate activitățile preotului, prin viața ei exemplară și sfaturile pe care le va da credincioaselor, în calitatea ei de preoteasă, părtașă fiind la misiunea mea pastorală. Atât eu cât și ea ne vom sili să fim împlinitori, nu doar ascultători ai cuvântului Evangheliei. 3. Mă oblig să împotrivesc viața mea cu învățăturile Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără prihană, bărbat al unei singure femei, treaz, întreg la minte, cuvincios, primitor de oaspeți, îndemânatic a învăța pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, necertăreț, neiubitor de argint, bun chivernisitor al casei lui, căci dacă cineva sa casă nu știe să-și o rânduiască, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? După Sfânta Scriptură și Sfintele Canoane, m-am studiat pe mine însumi și știu că un preot nu se poate recăsători, iar clericul care va cădea în păcatul desfrânării se caterisește, fiindcă nici desfrânații, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. 4. Potrivit Sfintelor Canoane, mă oblig să-mi cresc toți copiii pe care mi-i dă Dumnezeu, într-o evlavie și moralitate și la vremea cuvenită, să nu-i căsătoresc cu cei de altă credință și să nu ne socotesc slujbele și darurile bisericii. 5. Mi-am păstrat curată conștiința și credința mea ortodoxă, nu am făcut acte de apostazie lepădându-mă de credința ortodoxă, nici prin viu grai, nici prin scris. M-am spovedit și făgăduiesc că mă voi spovedi cu regularitate, conform canoanelor, știind că dacă voi ascunde vreun impediment la chirotonie și ulterior se va dovedi, pe lângă osânda judecății lui Dumnezeu, voi fi caterisit, așa cum prevăd Sfintele Canoane. 6. Întotdeauna voi fi treaz în conștiința mea de slujitor al misiunii preoțești și nu voi lua asupra mea altă îndeletnicire lumească oprită de canoane, căci nimeni nu poate sluji la doi domni, știind că dacă voi păcătui, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă pentru iertarea păcatelor, ci doar așteptarea înfricoșate judecăți și focul cel veșnic care va mistui pe cei potrivnici. 7. Voi combate învățăturile greșite și superstițiile, mă voi feri de jocurile de noroc, de ghicitorie, de jocurile de cărți, de beție și de fumat, precum și de alte fapte vătămătoare vieții morale și aducătoare de sminteală pentru aproapele, așa cum învață Sfintele Canoane, Sfântul Apostol Pavel spune, îmi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. 8. Mă oblig să port cu drag uniforma preoțească, căci prin ea eu îl mărturisesc în public pe Hristos, al cărui slujitor sunt. Voi respecta rânduielile bisericești și posturile din cursul anului, căci prin post și rugăciune eu aduc jertfă trupul și sufletul meu, ca semn că îl iubesc pe Dumnezeu. 9. Voi căuta să rab cu statornicie ispitele lumii puse în slujba păcatului, întărindu-mă din cuvintele Domnului care ne învață, fericiți veți fi când, în pricina mea, vă vor ocărâ pe voi oamenii și vă vor prigoni și, mințind, vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră. 10. Pentru trebuințele sufletului meu și pentru a-mi împlini datoria misiunii mele, potrivit cu învățătura Apostolului care zice, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întundreptate, mă voi sili să studiez necontenit Sfânta Scriptură, învățăturile dogmatice și morale, pentru ca, împărtășindu-mă din nesecatul lor izvor, să laud pe Dumnezeu, să ajut pe aproapele și să lucrez cu spor la mântuirea sufletului credincioșilor și al meu.
mă oblig în final să fiu supus și ascultător întru toate chiriarhului meu, tuturor rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române, precum și legilor statului conform cu învățătura Bisericii, așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Neputincioasele vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, prohirisește și pe preacucernicul diacon Nicușor, întru preot.
Să ne rugăm, dar pentru acestea, ca să vină peste el harul întruta Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel fără de început și fără de sfârșit, care ești mai presus decât toată făptura, cel ce ai cinstit cu numirea de preot pe cei ce ai vrăcit, a slujit cu sfințenie în treapta aceasta cuvântul adevărului tău, însuți stăpâne al tuturor, binevoiește ca și robul tău acesta, diaconul Nicușor, pe care bine ai voit al provenisii prin mine să primească acest mare har al Sfântului tău Duh, într-o viață curată și credință nestrămutată, arată-mi desăvârșit rob al tău, bine plecându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruită lui de puterea ta cea mai înainte și tuturor. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru, Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru arhieria, apărarea, îndelunga slujirea, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robul lui Dumnezeu Nicușor, care acum se prohirisește preot și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul Locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne! Dumnezeule cel mare în putere și neurmat în pricepere, cel minunat într-un sfaturi mai presus decât fiii oamenilor, însuți, Doamne, și pe robul Tău acesta, Nicușor, pe care bine ai voit al proveniții în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să facă vrednic asta fără prihană înaintea jertfelnicului Tău. A propovădui Evanghelia împărăției tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului tău, aduce ție darul și jertfe duhovnicești, a noi pe poporul tău prin baia nașterii din nou. Ca și el, întâmpinând la a doua venire pe mare Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut fiul tău să primească într-o mulțime a bunătății tale plata bunei chivenisiri a treptei sale. S-a binecuvântat și s-a preaslăvit prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, cel ce varsă harurile sale peste preoții săi, ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Vrednic este! Vrednic este! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, cel ce mă încinge cu putere și a făcut fără prihană calea mea, cel ce întocmește picioarele mele cale cerbului și peste cele prea înalte mă va pune. Axios! Axios! Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi într-o bucurie se vor bucura totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dignus este! Dignus este! Dignus este!
împlinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Catedrală aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, precum și cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cerem. Vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșim. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim.
stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace am aduce. Părtășia Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Sfânt să avem inimile. Să mulțumim cerul și pământul de mărirea ta, Osana, tu cei de sus, bine este cuvântat cu cei de sus, cu acest se fericite puteri și dintr-o acesta toți,
acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așa de aceasta mântuitoare, de toate ce sunt pentru noi de cruce, de mormânt, de viață, de trei zile, de înălțare la cer, de ședere, de dreapta a doua sfântea învenire. Ale tale, de toate și pentru toate. Dumnezeule curățește pe nepăcătoși, rămâneți pe Dumnezeu, curățește pe Doamne, ceea ce trebuie să vrea Sfântul Tătul în ceasul întâlnirea postului. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ce lumește nouă, ce nu ce lumește. Aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemam, te rugăm și cu milință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Să vă pomenească Dumnezeu Împărăția ta. Ca să fie ce suportă și Dumnezeu.